Eu am avut emoții la un singur eveniment public. O să râzi. A fost la lansarea unei ediții noi din viața și opiniile lui Zaharia Slichter de Matei Călinescu. Atunci a fost mișcat de-a dreptul, pentru că știu că a venit soția lui Matei Călinescu, el murise deja de mulți ani, de aproape 10. Și a fost ceva tandru și cald și trist și frumos și recuperator și știu că atunci am fost emoționat, în rest n-am frisoane de genul ăsta. Deci pe 3 aprilie, la Timișoara, Radu Paraschivescu și Orhan Pamuk, Orhan Pamuk mai locuiește în Turcia? Am impresia că nu. Nu sunt sigur, dar parcă nu și cred că și cartea lui despre Istanbul, care chiar așa se cheamă Istanbul mm -hmm. și este echivalentul, așa, mi s-a spus și mie că este cam ce a făcut Joyce cu Dublin, face PAMU cu Istanbul și cred din ce știu că n-a fost scrisă când el era în Turcia.